am primit drona, am luat-o de pe ocazie, la mai mult de jumătate de preț. Și să vă arăt, e un DJI Razer 2500. Cam așa se desface. Păcat și miner. Super idee. Să vă arăt un minut. Cam așa arată cutia. Așa se desface. Ador sunetul ăla. Altele. Și se pare că aici e dulona. Sunt că e prins. Da, destul de bine. Cam așa arată. Destul de mică. Cred că are la 500-600 de grame. Super tare. Deci, aici vine drona. Alte. Eu mai ce ceva. E un SC tester. Și nu știu dacă se vede. Avem aici două motoare, aici un motor, aici un motor, picioare de schimb. Astea sunt folosite. Sunt niște motoare ceva mai mari decât astea. Cred că de două ori mai mari. În fin. Avem aici elici. Le vom pune pe drum acum. Alte elici mai mici. Au ceva accidente astea. Așa. Unde? Aici cred că e bateria. Da, și aici e bateria. Da, s-a gândit foarte bine, nu știu. Uite cât de șmecher i-am balat. Hop. Hai să facem cutia la loc, să punem. Tare, chiar tare. Super cutia asta. Și asta e bateria. Baterie aici. Drop. Cam așa arată drona. V-am spus, e foarte solidă, nu este o jucărie, de aceea trebuie înregistrată. Avem aici 4 motoare, fără peri, care se mișcă destul de bine. La mâna a doua, bine, are câteva aici zgârieturi, dar alea nu contează. O să ne trebuiască receptor, ea vine fără, am cumpărat-o fără telecomandă și oricum nouă tot fără telecomandă vine. Avem aici telecomanda, am eu telecomanda de la Rider, una nu foarte bună, pentru început merge, până va veni și telecomanda. Avem aici o bateria de 2.2, adică 2200 mAh. O baterie de 11V, 11,1V, 3 celi. Cablu de conectare și cablu de încărcare. Cred că ambele sunt bine. Okay.
avem aici elici. Unele sunt pe dreapta, iar altele sunt pe stânga. Acestea două sunt un fel, astea două fel. Care vor veni două aici, două în spate. Motoarele nu se învârt toate în același sens, dacă s-ar învârti toate în același sens, dronul ar zbura de ceva de genul și ar fi de control. Această dronă este una puțin mai specială decât cele care se găsesc pe piață, deoarece are SC-uri de 30 de amperi normal și modificate din soft pe 40 de amperi. Pentru o putere foarte mare a motoarelor, pentru viteză mai asta. Aceste elici nu sunt recomandate pentru că sunt foarte mari și atrag foarte mult curent și așa se obține viteza. Avem niște elici mai mici care vi le-am arătat în box, dar se pare că erau 3 de un fel și doar una singură pe stânga, adică erau 3 pe dreapta, una pe stânga. Să o montăm. Cam așa arată ea montată. Aici avem un stretch, sau cum se spune, unde punem bateria. Haide. Aici va veni bateria. V-am spus, e un pic umflată, dar nu e problemă. Da, să încercăm să punem și ăsta aici. Și să aprindem, nu? Cam așa arată ea. Are LED-uri și pe față și pe spate. E o dronă foarte frumoasă și foarte grea. Putem să punem baterii și mai mari. Am o baterie de 5000 mAh. Cred că o să o pun pe aceea. Deci cam așa arată. Încă ceva foarte interesant. Avem aici un mic butonaș care stinge și aprinde lumile. Și stingând și aprinzând, lumile de aici din spate își vor schimba culoare. Astea pe față nu se... Pe față avem lumini de 3W albrece pentru a putea vedea fața foarte bine al dronii. Iar pe spate avem... Nu știu sigur de cât sunt. Și are foarte bună pentru a vedea spatele dronii. O viteză amețitoare, aș putea spune. Poate să prinde 70-80 km la oră, 120. Nu am receptor deocamdată acasă, dar totuși o să vă arăt cum zboară această dronă. Păi, dacă strângem ceva like-uri și v-a interesat să-i facem un review afară, acum e nașpa că plouă și n-am cum. V-am arătat doar unboxing-ul, pentru că astăzi mi-a venit, astăzi am făcut unboxing pentru voi. Și așa n-am mai postat foarte mult timp pe canal. Nu este o jucărie, trebuie înregistrată, înmatriculată mai exact. Fiecare dată când se zboară cu ea, va trebui să anunțăm că zburăm, pentru a nu se întâmpla accidente foarte grave de altfel. Vă arăt un micolaj cu drona și noi ne revedem curând.